Salutare, prieten! Prietenul vostru Alexandru de la Ceva Bunișor la Diz vă salută cu Hristos a înviat, prieten! E o sărbătoare în care împreună cu familie suntem acasă, am fost la biserică, ne-am închinat Domnului, am sărbătorit măreața învierii a Domnului și acum în familioară și azi ceva special pentru familioare. Uitați-vă aici așa, niște Mongolia, n-am făcut de mult, dar a venit dorul ca să facem. Am marinat un pic de steak aici, prieteni. Uitați-vă, el e marinat, am înfierbântat bine discul, este adâncuț. Și un pic așa lăsăm aici ca să fiarbă, așa să se ruminească în socul ăsta care carnea l-a dat aici. Și după ce socul ăsta începe să dispară, când să începem ca să punem aici, așa, toate la rând aici, așa, știți cum bine știți. Avem nevoie de niște bureșori aici, avem nevoie de șapșoară, avem nevoie de niște ardeiuți așa roșii și bineînțeles niște zucchini, prieteni, galbeni și verzi. O roșie, o patlăjicuță, cum zicem noi, am să punem și pe ea câtva murcugei și cel mai important că avem nevoie și de niște ustroieși, prieteni, la urmă. Și sousul care folosește prietenul vostru Alexandru, uitați-vă, de la PF5, aici Mongolian barbecue sauce, aici am să punem la urmă, așa, un pic de verdeață și spaghetele care deja sunt acolo în casă, sunt pregătite și sperăm să se primească așa un lunch foarte gustos pentru familioare. Prieteni, rețeta nu-i ceva nouă, o știți foarte bine, o puteți face și voi, bucurați-vă împreună cu familioara și dați slavă Domnului pentru că El ne-a dat să avem parte de toate, din bunurile astea pământești, dar cel mai important și cel mai cei ce azi proclamăm și lăudăm pe Domnul, pentru că El a înviat din morți și ne-a dat și nouă viață, mărit să fie Domnul. Adăugat deja zucchinile și cu bureșiori aici, prieteni. Ia uitați-vă așa. Tăicuțul ăsta are așa și un sos format acolo. Am pus un pic de apă și am pus capacul să fiarbă la foc foarte încet, să fie cărnița mai moale, prieteni. Deja gata, din clipă în clipă. Aici trebuie ca să punem spaghetele, de fapt ce fel de spaghete mai azi mai să avem. Cei care știți, avem aici așa niște spaghete ăștia gata fierți, foarte bunuți aici, prieteni. Puteți găsi la magazinul ăsta aici, prieteni. Și îndată amestecăm aici. Un pic trebuie să dispară numai jucul ăsta încă și adăugăm deja spaghetele. Am pus și ustroiul aici. Ustroiul deja are un miros foarte, foarte plăcut. Într-așa un mod, prieten, puteți avea așa un mix grill de ăsta, fără spaghete. Uitați-vă așa, numai cu legume, vedeți, da? Așa îl puteți servi aici, fără spaghete, dar noi o să punem aici spaghete, că se numește Mongolia aici, la noi cu spaghete. Uitați-vă aici așa, deja mongolianul nostru e gata. Cam uitați-vă aici așa, avem cărnița. S-a primit foarte bine. Vreau să trageți atenție, prieteni, că uitați-vă, nu ars nimic ala. Vedeți? Așa trebuie să primească și la voi. Cred că, prieteni,
Voi ați mai încercat rețeta asta, e foarte simplă și e foarte gustoasă, prieteni. Nu urmează decât să ne urați voi poftă bună, iar eu vouă să încercați și voi. Numai bine!